Pe fondul viziunilor optimiste ale celor care conduc în România, entități cooperatiste și mai ales al consolidării prezenței acestora în piață, membrii cooperativei Argeș Biosud au investit într-un silos de 40.000 de tone în vederea eficientizării activității. După 10 ani pe piață pot spune că ne-am consolidat, am citat din liderul asociației intervievat de ZF Agropower. Conform precizărilor făcute, țara noastră dispune de capacități de depozitare suficiente realizate atât prin investiții proprii cât și prin alte forme de achiziție, dar capacitățile de depozitare trebuie modernizate și digitalizate. La unison, jucătorii din piața de specialitate spun că 2020 a fost unul greu pentru agricultură, ca urmare a secetei pedologice, însă volumul de marfă exportat a fost similar cu cel din 2019. Informații de mare interes legate de felul în care se fac investițiile în cooperative le găsiți într-un articol publicat pe site-ul nostru agrominus.tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă.